Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou review. Bine, astăzi ne vom uita la mouse-ul Rocket Tion sau Tion sau nu știu cum îi zice. Ăsta e foarte șmecher și dacă deschidem cutia așa, pam pam pam, nu e mouse-ul. S-a furat mouse-ul. Bun, băieți, cam asta cu acest episod. Glumeam. Am glumat și eu, da. Bun, hai să începem. Cutia produsului arată interesant și prezintă câteva specificații ale mouse-ului, precum detalii despre senzor, banda RGB LED, butoanele de pe laterală și multe alte lucruri despre care vom vorbi pe parcursul clipului. Cutia mai prezintă o deschidere cu magnet unde poți vedea mouse-ul, ceea ce este un detaliu drăguț adăugat de cei de la Rocket. În cutie găsim mouse-ul propriu-zis, care arată interesant, cu logo-ul Rocket în dreapta jos și inscripția Rocket și Tion. Putem observa și numeroasele butoane secundare care ne ajută la gaming, dar și la productivitate. Mai găsim o pungă cu manualul de utilizare, un quick start guide, dar și stickere. Să nu uităm de stickere. Mouse-ul este foarte ergonomic, făcut dintr-un plastic rezistent și plăcut la atingere, iar butoanele secundare sunt amplasate așa încât să le poți apăsa ușor, fără a schimba poziția mâinii foarte mult. Iluminarea arată foarte bine, mouse-ul având o bandă LED pe partea sa inferioară, care poate fi configurată după preferințe din software-ul Rocket Talk. Ca moduri de iluminare avem Breathing, care face o tranziție smooth între culori, Blinking, care schimbă brusc culorile de la una la alta, Heartbeat, care schimbă culorile brusc și cu un fade-in și arată destul de dubios, un mod care oprește luminile de tot și mai e un mod care poate schimba culorile alternativ, ceea ce este la fel de interesant. Să nu uităm și de iluminarea permanentă cu o singură culoare, care e pe orice mouse RGB. Butoanele secundare de pe laterala mouse-ului sunt foarte folositoare când vine vorba de macro, gaming și productivitate. Le poți acționa destul de ușor, nefiind nevoit a-ți schimba poziția mâinii foarte mult. Spre exemplu, poți folosi butoanele în OBS pentru a schimba scenele în timpul live-ului sau al filmării, ceea ce te ajută foarte mult. Cei de la Rocket au pus pe acest mouse un feature foarte interesant numit Easy Shift, care te ajută să ai mai multe funcții pe butoanele secundare. Spre exemplu, dacă apeși pe butoanele din stânga, se schimbă DPI-ul și dacă apeși pe butonul de Easy Shift și pe butoanele din stânga, se dă volumul de la calculator mai tare sau mai încet. Acest lucru te ajută foarte mult la productivitate. Și la productivitate mă refer Premiere Pro, Photoshop, Lightroom, să zicem, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Excel. Toate chestiile care țin de apăsatul mai multor butoane și chestii. Software-ul Rocket Talk este destul de tare, având câteva adăugări față de celelalte softuri, precum tabul RAD, care îți arată câte clicuri ai pe fiecare buton și ce distanță ai parcurs cu mouse-ul. Din păcate, la momentul filmării acestui review, software-ul are câteva buguri care să sperăm că vor fi rezolvate pe viitor. Bun, deci cam asta a fost cu acest review. Ei bine, acum vine partea tristă din review, în care vă spun cât costă acest mouse. Mouse-ul acesta costă undeva la 550 de lei. Este nou apărut la noi în România, de-abia a apărut. Și nu știu, vă las pe voi să decideți dacă acest mouse merită sau nu. Mouse-ul ăsta e foarte bun pentru CSGO și pentru jocurile cu avioane, pentru că are acest buton interesant care te ajută la pe jocurile cu avioane. Nu știu, nu l-am testat pe jocuri cu avioane când am joc. Și da, cam asta am avut de spus despre acest mouse. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați pe acel buton de like, măcar să-l apăsați pentru cât m-am chinuit la review ăsta, aș aprecia foarte mult. Și da, eu am fost Gami, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa!